binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Amin. Nu mă așteptam, dar dacă am avut seama toată de Iosif că n-ar vrea să vin, în a lui, din cartea Domnului sunt multe de spus, o să adaug și eu câteva cuvinte la ceea ce deja fratele Daniel a spus. La un moment dat, a făcut o referință la un cuvânt scris în Evanghelia lui Ioan, din capitolul 6. Afirmația pe care Domnul Hristos a făcut-o, Duhul este acela care dă viață, sau cuvintele pe care le-am spus, eu sunt Duh și viață. La un moment dat, Domnul Hristos face acea afirmație care de multe ori la cina Domnului se vorbește de aici, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și bineînțeles că unii din cei care l-au ascultat atunci, ucenicii Domnului Iisus, cei care au umblat cu El, nu numai cei 12 au umblat cu El, au umblat și alții cu El, mult mai mulți, s-au potrivit în cuvintele acestea, au fost șocați de afirmația Lui că trebuie să-L mănânce efectiv pe El, trupul Lui, sângele Lui, și au zis, vorbirea omului acesta e prea de tot. Cine poate să accepte așa ceva? Cine poate să sufere un astfel de limbaj? Numai că Domnul Hristos face această afirmație despre care pomenise și fratele Daniel, Duhul este acela care dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care mi le-am spus eu sunt Duh și viață. Acum, de foarte multe ori la cina Domnului, probabil că se explică lucrul acesta. Până la urmă, noi trebuie să mâncăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este de mai multe ori referințe în Biblie când zice că la un slujitor, la Ioan, de exemplu, a venit un înger. I-a adus un sul de carte. Ce era pe surul acela? Cuvintele lui Dumnezeu. Zice, el l-a mâncat. În gura mea au fost dulce ca miere, dar mi-a omorât pântecele. Ieremia zice, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, le-am mâncat. Vreau să vă spun ceva și un gând. S-a vorbit despre cuvântul acesta lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, și spune Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar cuvântul acesta, ca să producă credință, vine de la Domnul Hristos, el trebuie înghițit, trebuie mâncat, trebuie asimilat și dacă e asimilat, produce ceva în noi, dacă nu, nu. Și cum trebuie înghițit, trebuie mâncat, trebuie asimilat? În primul rând, trebuie crezut. Ne constatăm în timpul acesta pe care îl trăim atâtea semne de întrebare în dreptul fiecărui pasaj din Scriptură. Și unde? În biserică. Că ea de afară nu se ocupă de Biblie. Îmi spunea un frate acolo la Gatineau că soția mea tot timpul e pe internet și caută tot felul de explicații. Numai din Biblie nu le poate lua cum sunt scrise. Tot caută. Ba pe unul, ba pe altul, ba pe altul. Nici nu vine de două ori a fost la adunare. Nu vine. Că nu poate să accepte anumite lucruri din Biblie și caută tot felul de interpreții ai Bibliei care să-i dăie o lămurire care să-i placă ei. La un moment dat, prorocul Ieremia a avut o viziune și îl întreabă Dumnezeu, ce vezi Ieremia? Și el zice, văd un veghetor. Și Dumnezeu îi spune, bine ai văzut, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul care iasă de la Dumnezeu, așa zice Biblia. După cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi fără rod, nici cuvântul care iese din gura mea nu se întoarce fără rod. Dar există acest dar mare, valabil. Trebuie crezut, trebuie acceptat. Când Domnul Hristos face afirmația aceasta, după ce îl părăsesc cei mai mulți dintre ucenici, cuvintele pe care le-am spus, eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred.
Adică nu cred că eu am venit, eu sunt Logos întrupat al lui Dumnezeu, eu sunt cuvântul care a fost de la început cu Dumnezeu, eu n-am venit să spun ceva de la mine, spun cuvintele pe care am auzit de la Tatăl meu, dar sunt unii din voi care nu cred. Și eu întrebat pe ucenici, pe ceilalți, 12 care au rămas. Voi nu vă duceți? Voi nu vreți să vă duceți? Eu parcă aș fi încercat să negociez, să mai îndulcesc un pic tonul. Să nu rămân singur. Situația să fii singur e destul de grea. Dar Domnul Hristos nu are nimic de negociat. Cuvintele Lui îți duc și viață. Le pune întrebarea aceasta. Posibil că știa sau nu posibil, sigur știa ce să răspundă Petru. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Mai vrea biserica de astăzi viața veșnică? Amin. Ele se găsesc la Domnul Iisus Hristos. El a venit să ne dea viața veșnică. Dar în seara aceasta ne-a învățat cuvântul lui Dumnezeu că trebuie cuvântul acesta să-l luăm ca atare, să-l credem și dacă îl credem, ne obligă. Pe Petru, credința că El, Domnul Hristos, are cuvintele vieții veșnice, l-au făcut să rămână pe loc. Cu ceilalți. Cei mai mulți au plecat. Uitați-vă voi seara și sigur, câteodată sunt motive întemeiate pentru cineva să nu vină la biserică. Dar câteodată e și comoditatea. E și necredința. Ca e util. Și înăuntru și afară. Merge la biserică duminica, poate odată, pe zi, duminică dimineața, duminică după masa, câteodată mai mergem și joia, dar nu chiar așa ca și cum îi nenorocire, dacă nu merg. Vreau să vă spun ceva. Există un cuvânt în această carte sfântă. Unde este comoara noastră, acolo este și inima. Dacă cuvântul lui Dumnezeu e comoara noastră cea mai de preț, dacă Domnul Hristos e comoara aia noastră pe care fiecare creștin adevărat o găsește într-o zi și de dragul ei vinde tot ce are, cum și Domnul Hristos a vândut tot ce a avut ca să ne răscumpere pe noi, adică a dat tot ce a avut la Tatăl, omul acela nu stă joi acasă. Poate ajunge cu întârziere. Eu m-am dus să-mi iau soția de la gara, am întârziat o oră aproape și am ajuns târziu. Dar zic, te las acasă că nu ești îmbrăcată. Dar mă duc un pic la adunare, poate prind o rugăciune. Nu m-am gândit să cred. Unde este comoara noastră, acolo e și inima. Acei care comoara lor e Domnul Hristos, cuvintele Domnului Iisus, plăcerea inimii, cuvântul acesta lui Dumnezeu, vin la adunare, caută să întâlnească cu frații, citesc în Scriptură. Când am primit cuvintele tale, ne-am înghițit, zice profetul. Și unii din noi spun, vorbirea aceasta e prea de tot. Sau asta a fost pentru corinteni, asta l-ată pentru galateni, asta li s-a spus romanilor că erau din care afară de păcătoși, asta a fost pentru greci și pentru noi, pentru noi a rămas har. Nu mai trebuie să facem nimic, a făcut Domnul Hristos totul. Aș vrea să luați ce a spus fratele Daniel, cuvântul Domnului Iisus ne obligă, dacă îl credem, să rămânem lângă El, să nu plecăm, să căutăm să împlinim cuvântul Lui. Să știți că există curentul ăsta prin bisericile evanghelice. Măi, nu fi negativist în cuvântul pe prostezi, nu fi negativist în predică. Nu. Adică, cum adică negativist? Păi zice, măi, acum la pocăiță ăsta de 30 de ani le mai spui să nu fure? Dar, Pavel, dar cine scrie cine a furat să nu mai fure? Credeți că a spus oamenilor din Europa? Lor se răspuns și le vorbim despre un Dumnezeu necunoscut. Pe care ei îl cinsteau fără să fie cunoscut. La sfinții din biserica, din Corint, din Galateni, din Colose, din Efeseni. Cine o furat să nu mai fure, cine o mințit. Fiecare se spune aproape să iau adevărul. Cum? Dar e voie să spui încă lucrurile astea într-o biserică? Păi sigur că e nevoie, prea iubiții mei frați. Și trebuie mâncate cuvintele astea. Că așa de mult încă se folosește dubla măsură. Dacă nu în alte împrejurări, măcar cu incontaxul sau cu altele. E obligatoriu să spune. La frați sfinți. La frații sfinți.
Unii se uitau, frații ascinse, le spune Petru, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, măi, nu se uitau sfinții la Domnul Hristos. De-o trebuie să fie îndemnați. Haideți să luăm ca un miez al învățăturilor de astăzi. Cuvântul Domnului Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care nu se întoarce înapoi fără rod, ne obligă nu numai să-L ascultăm și apoi când plecăm, mi-am pus întrebarea de multe ori și la multe predici, dar să știți că de multe ori am avut câte ceva de luat, de schimbat în viața mea. Dar este întrebarea aceasta. M-am dus la adunare, am stat, am stat o predică. Oare nu s-a nimerit nimic pentru mine? Nimic! Totul e perfect. N-am avut nimic de îndreptat. Nimic de corectat. Nici eu spus fratele Daniel sau fratele Iosif sau alți predicatori. Oare facem? Împlinim? Sau suntem aia care după ce pleacă din fața oprinții, uită cum arată? Să mă uită la aia din mașină. Prea iubiții mei, frate, haideți să dăm toată importanța cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Frații mei, surorile mele, concluzia către care vrea acest om al lui Dumnezeu să ne ducă pe noi, ca și pe cititorii din vremea de atunci, este că împlinitorul cuvântului lui Dumnezeu va fi fericit în lucrarea Lui. Expresia lucrarea Lui este o expresie atot cuprinzătoare. Ea nu se referă doar la slujirea în biserică, în primul rând, sigur, este vorba despre asta, dar expresia aceasta cuprinde, de fapt, toate activitățile în care este implicat un credincios. Și pentru ca să fie omul acesta, credinciosul acesta, fericit în lucrarea lui, el trebuie să fie un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Am spus cândva lucrul acesta și îl voi repeta în această seară. Dacă ești un cap de familie, cuvântul lui Dumnezeu te învață cum să fii un cap bun de familie. Dacă ești un tată, cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl asculți și îl împlinești, te va învăța cum să fii un tată bun. Dacă ești o mamă în poporul lui Dumnezeu și te lași modelată și învățată de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta te va învăța cum să-ți împlinești lucrarea de mamă cât mai bine. Dacă ești un fiu sau o fiică, în relația ta cu părinții, dacă tu ești ascultător de cuvântul acesta, în lucrarea ta, cuvântul te va învăța cum să fii un fiu mai bun, o fiică mai bună, un angajat mai bun, un angajator mai bun. În toate domeniile vieții, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să lucrăm și dacă noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, vom fi fericiți în lucrarea noastră. Tare mă tem că multe din experiențele nefericite prin care trecem vin din cauza faptului că ne-am mai abătut pe aici, pe acolo, de la cuvântul lui Dumnezeu. Am căutat scurtături, ne-am lăsat poate influențați, convinși de oameni care și-au rezolvat în felul lor problemele și gândim că nouă ne-ar fi și nouă îngăduit, dar nu ne este îngăduit. Pe noi cuvântul Domnului ne învață cum să lucrăm și câtă vreme lucrăm după cum ne învață acest cuvânt, vom fi fericiți în lucrarea noastră. Slăvit să fie Domnul care a avut față de noi această bunăvoință, să ne pună la îndemână o unealtă atât de polivalentă cum este cuvântul Lui. Și acum, pentru că timpul este epuizat, vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să pună în inimile noastre tot mai multă dorință de a asculta și de a împlini cuvântul Lui, ca să fim fericiți în lucrarea noastră. Amin.